astăzi o primă întâlnire informală. Cu ce aleși să votă la Congresul PSD? Vreau să vă rog să citiți cu atenție încă o dată documentele pe care le-am aprobat la Congres, proiectele pe care le-am asumat și care au avut susținerea unanimă a delegaților Congresului. Fiecare dintre dumneavoastră va avea o invitare foarte bine definită, foarte clară, în gestionarea și realizarea acestor proiecte, care nu sunt proiecte pentru PSD, sunt proiecte pentru România. Vreau de asemenea să înțelegeți că această responsabilitate pe care ați primit-o, având în spate încrederea colegilor dumneavoastră, atât în întregul Congresului, cât și la nivel de regiune, înseamnă că delegații de la Congres, colegii noștri, v-au trimis la muncă pentru încredere în dumneavoastră. Pentru vicepreședinții regionali, toți trebuie să înțelegeți că membrii de partid în acele regiuni așteaptă de la dumneavoastră sprijin, așteaptă de la dumneavoastră implicare mai mare, nu numai pentru județele pe care din care faceți parte. Așteaptă de la dumneavoastră să nu aveți altă atitudine decât atitudine de coleg. Să ne ajutați și pe cei care suntem în Parlament și pe cei care sunt în ca în județele din regiunea fiecare dintre dumneavoastră ceea ce adoptăm în Parlament, ceea ce aprobă guvernul să fie comunicat pentru opinia publică din fiecare județ. Trebuie să înțelegeți că nu este o bătălie foarte simplă, este o bătălie între comunicarea corectă pe care vrem și trebuie să facem noi și baraj de comunicare care va fi ridicat mereu de către adversarii noștri. Eu vă felicit pe toți pentru această încredere. Vă doresc succes. Eu am rămas același. Trebuie să găsi un sprijin în toate situațiile dificile. Dar tot de la mine veți primi și de mulțumirile care nu sunt. Nu vă vine neapărat primarele mele, poate eventual la reprezentul. De asemenea, vă sugerez să comunicați mult mai aplicat și atunci când comunicați să spuneți lucruri și să nu mai avem situații în partid când colegii din conducere considerau că pozițiile pe care le-au ocupat în urma unor alegeri, au însemnat, de fapt, niște oportunități pentru